Accident genetic ori semn divin pe timp de molimă? Este întrebarea care macină o comunitate din Mureș după ce la o stână a venit pe lume un miel cu 5 picioare. Până să fie descifrat misterul, proprietarul animalului a decis precaut să-l scoată de pe lista mieilor care vor fi tăiați de Paște. Vrea în schimb să-l dea spre adopție pentru a fi crescut ca animal de companie. E știrea care vine într-un moment atât de brusc. Această știre vine într-adevăr ca un fulger. E întâmplare sau nu, încă nu ne putem da seama. Dar în orice caz, mielul cu 5 picioare vine să ne povestească un lucru mai mult decât e real. Însă mielul cu 5 picioare este cât se poate de real. Nu ai cum să nu-l remarci printre sutele de oi de la stâna din Gâmbuț. Ciobanii au rămas fără cuvinte când a venit pe lume și încă se minunează. Tată, dau 40 cu 5. Ați mai văzut așa ceva de când sunteți? Nu. Cu două capuri am văzut, cu patru urechi, da, dar așa cu 5 picioare nu. În urmă cu foarte mulți ani, în zona Eremitu Sovata, s-a mai întâmplat o asemenea grozăvie. Dar încă să fie chiar atât de pregnant, mai puțin. Deși s-a născut cu o malformație extrem de rară, mielul cu 5 picioare s-a încăpățânat să supraviețuiască. Ba chiar s-a dezvoltat normal și este tare sprinten. Asta ai fost filmat, deci n-ai visat tu că te filmează oamenii ăștia. Asta cum se mișcă el? Da bine, așa fuge de numă. E o roată de rezervă ca la mașină. Cum s-a făcut, știe Dumnezeu. Proprietarul spune că nu are de gând să-l vândă. Vrea să-l dea cadou, cu o condiție însă, noul stăpân să-l păstreze și să aibă grijă de el ca de un animal de companie.